ferent de business-ul său sau ideea pe care o are, poate să-și găsească rezolvări la problemele sau nelămurile pe care le are. Cam asta își propune BT prin intermediul acestui proiect. Stup se adresează celor care vor să-și deschidă business-uri, site-uri, magazine online sau să facă campanii de digital marketing, să francizeze afaceri și mai multe altele. ceo eu domnul Omer Tetic declară că dacă România o duce prost și noi o ducem prost, dar spune că prin acest proiect nu este urmărit obținerea profitului, ci și crearea unei comunități și creșterea mediului antreprenor românesc. E bine, această uh, afirmație este din ce în ce mai clară în aceste zile, pentru că de astăzi a început și uh, să-și facă efectele nouă, cod fiscal, greu pentru noi antreprenori. E bine, antreprenorii care pot veni la stop nu trebuie să fie clienți BT sau nu trebuie să plătească niciun fel de taxă de membership pentru că acestea sunt oferite de Banca Transilvania. Bun, deci pentru antreprenorii care au nevoie și de servicii de curierat optimizate și soluții noi personalizabile, o avem astăzi alături de noi pe Silvia Duță, care îi spun bună ziua Silvia! bună, Constantin! Mă bucur să ne vedem, să ne auzim. Dacă poți vorbi puțin mai tare, ne-ar ajuta ca să te auzim mai bine. Vom discuta și despre serviciile noi pe care le oferă compania Curiera și despre optimizările, până la urmă, de costuri pe care le oferă această companie pentru antreprenorii tineri la început de drum. Greu încercați în această perioadă. Apropo de nou cod fiscal, bănuiesc că ești la curent cu acest nou cod fiscal. Săptămâna trecută am avut o săptămână dedicată acestui nou cod fiscal. Am luat și opiniile antreprenorilor despre aceste modificări. O să te întreb direct și trecem direct în subiect, cum ți se par aceste noi modificări? Provocatoare, cum e piața din România, tot timpul te pune la încercare, te, te ține în priză. Nu ai cum să te plictisești, trebuie să fii tot timpul atent la ce noutăți sunt, ce modificări sunt și trebuie să ne adaptăm, fără să avem nimic de spus, adică asta este, plătim mai departe, modificăm ce e de modificat și mergem mai departe. Știi cum se zice, da. facem rai din ce avem. Așa este. O problemă majoră a antreprenorilor și, mă rog, a celor care activează în zona asta de startup și antreprenoriat, la început probabil nu-ți permis să plătești salarii sau să plătești angajați la 8 ore și era o problemă acum este chiar o problemă pentru cei care aveau contractele de 4 ore sau de 6 ore sau de 2 ore. Și atunci aici aia, văd o problemă de cost, o mărire de cost în compania fiecărui antreprenor. Așa este și eu am fost pus în fața acestei situații. Chiar a trebuit să renegociez patru contracte pentru că, într-adevăr, acele persoane lucrau part-time. Um, am, a trebuit ori să iau de tot, adică a fost și o decizie pentru mine ca antreprenor dacă îl angajez 8 ore și găsim o variantă să putem continua colaborarea sau închem contractul, adică e un dezavantaj nu numai pentru noi ca antreprenori, dar și pentru angajați, pentru că acum sunt forțați să aibă un job full time sau un contract de muncă de 8 ore și să găsească soluții, să se pună poate șase ore într-o parte, două ore într-o parte, ca să facă norma respectivă de opt ore. E foarte complicat. Rămâne de văzut să vedem dacă aceste măsuri uh, și aduc scop pozitiv în mediul antreprenorial, dar și în uh... Finanțele bugetului sau, din contră, descurajează munca, timpul ne va arăta. Din câte vedem, în momentul de față descurajează, din opiniile antreprenorilor pe care le-am luat acum, descurajează accesul la muncă și accesul la rotunjirea bugetului. Pentru că există foarte mulți oameni care aveau un job deja de 8 ore și ca să-și mai rotunjească bugetele. fiecare dintre noi își dorește să-și optimizeze bugetul sau să rotunjească la finalul lunii. Uh, nu mai pot avea accesul la muncă. Dar să revenim, pentru că am început cu o problemă, am început cu o provocare și cu o durere de cap, să-i spunem așa, pentru că aceasta este situația și trebuie să ne adaptăm. Ei bine, astăzi vă prezentăm o situație uh, foarte, foarte favorabilă pentru companiile mici, mijlocii, producători sau antreprenori de toate tipurile, care vă ajută să vă optimizați costurile. Ei bine, de aceea am început cu această provocare și am ținut să tot o amintim. Unul la mână, să luați legătura cu contabilul dacă nu ați luat-o deja, dacă aveți contract de 4 ore, astăzi uh, codul fiscal își face efectele și doi la mână, începeți lunea prin a optimiza costurile. La urmă, toți avem nevoie de costuri mai bune și livrări mai eficiente. E bine, cum s-a născut? Uh, Haideți, în 5 minute ne poți spune, uh, în câteva minute de fapt, nu avem 5 minute, dar în câteva minute ne poți spune cum s-a născut această idee de companie care să optimizeze costurile companiilor mici care nu aveau putere de negociere. E bine, la început ai poate 5 comenzi pe zi, e bine dacă ai 5 comenzi pe zi și nu cred că ai puterea necesară de negociere cu un curier mare să îi spui, domnule, eu vreau prețul ăsta și livrat a doua zi. Așa este? Așa este. Fix de aici s-a născut curiera, fix din nevoia clientului de a, a fi și el băgat în seamă, acel client mic, mijlociu, care are până în 500 de colete pe lună, și care dacă se duce la negociere directă cu un curier mare nu este băgat în seamă. Sau dacă încheie contract cu o firmă de curierat mare primește un preț standard cu taxe extra, da? kilometri suplimentar taxe de ramburs adăugate, returul plătește. De asemenea, pe lângă faptul că primește costuri standard, da? nepersonalizate și neadaptate nevoilor lui, nici nu primește suportul necesar telefonic. Adică, mulți clienți mici sau clienții noștri se plâng că nu le răspundea nimeni înainte la telefon. Noi suntem foarte apreciați pe piață că le răspundem la telefon. E deja ceva ce ar trebui să fie o normalitate, e un wow pentru client să vadă că cineva îi răspunde la telefon și că îl bagă în seamă. Orice client mic de un colet sau care are uh, 500 de colete, la noi e tratat la fel. Bun, astea sunt aspecte foarte pozitive, care le, probabil ați fost, au fost și primele feedback-uri din piață, care v-au dat uh, curaj să mergeți mai departe. Ei bine, cum a fost de la idee la acțiune? Ce ați implementat uh, prima oară uh, pentru client? Costurile uh, sau eficientizarea costurilor sau oferirea de servicii suplimentare? Care au fost uh, primele? ca în discuția aceea, ce a fost mai întâi, ou wow, sau găină? Uh, la noi, uh, noi avem ca sigla albinuța, da? Apropo, se legă cu tematica de azi, cu stupul BT. Uh, am, uh, am început, a fost mierea mai întâi, că am luat un calcul uh, ca și pachet, așa, ce putem să le oferim clienților. Și anume, uh, în ziua de astăzi, când ai o afacere la început de drum, tu trebuie să știi costul total al transportului tău, ca să poți să-l implici, să-l pui în prețul produsului nu poți să pui un apropo cost de inicial. costul ăsta, care este cum se calculează ca să fie clar pentru cei care ne ascultă sau ne văd în ce variantă trimiți, preferă ok dacă te un coleg de la București la Rădăuți, de exemplu da uh, și aici și ramburs acel colet va avea, tu ai un cost, dacă tu închei un contract cu o firmă de curierat mare, îți dă un cost inițial, apoi îți adaugă o taxă de ramburs, îți adaugă kilometri suplimentari pentru că rădăuți cu siguranță este mai departe față de punctul de lucru sau de sediu curierului respectiv. Și apoi tu te trezești cu niște taxe suplimentare, deși ție ți s-a spus că te costă 3 lei inițial, îți dau un exemplu, tu îi spui destinatarului tău, vă rog să-mi achitați mie 3 lei pentru transport și apoi te trezești cu taxe suplimentare pe care tu trebuie să le achiți sau să le suporți. La noi știi care este costul transportului, costul um, unui colet da, expediat prin curiera, îl știi de la început, nu există taxe ascunse. Adică e un pachet avantajos pentru tine ca antreprenor și poți să-l pui direct de la început în costul produsului tău. Am înțeles. Și pentru micii producători există variante de genul ăsta care produc diverse handmade-uri sau produse bio sau produse care uh, se pot da. adresa național, dar din teama de a nu expedia decât local sau din... Uh, nu știu, din teama costurilor există și pentru ei astfel de soluții și cum se personalizează. Să luăm un exemplu din recent din companie. Se personalizează prin faptul că noi încercăm uh, să adaptăm tariful în funcție de produsul clientului și anume, de exemplu, dacă ai un plic, încercăm să oferim un preț mai jos față de uh, acel colet care are 3 kg. Dar, repet, este un preț personalizat, nu l-oferim tuturor, ci în funcție de nevoia Acelui antreprenor care este la început de drum. Sunt antreprenori care au nevoie de un preț pe primele 5 kg, ca să le fie mult mai ușor. Noi încercăm să negociem pentru ei, negociem anumite tarife sau efectiv le oferim soluții printr-o companie de curierat pe care noi o cunoaștem și știm că acolo este fezabil să poți să trimiți 5 kg la același preț față de cum mai trimite un kilogram, să trimiți un plic la un preț mult mai avantajos. Acum mai nou, noi avem o soluție de livrare pe București și Ilfov care este la un preț foarte avantajos. Ca să îi ajutăm înainte aveam prețuri, ok, același tarif pentru transport, indiferent dacă era București, Ilfov sau Național. Acum l-am defalcat și chiar am scăzut, făcând noi partea de curierat cu mașinile noastre, chiar electrice, aș vrea să mă laud. Mulțumesc, mulțumesc, că a fost foarte greu, dar am, am reușit și chiar cu ajutorul BT, chiar am reușit un leasing cu ajutorul Te rog, BT. chiar poți da. să ne spui cum te-a ajutat sau cum va ajuta pe voi BT. Noi Diana, aici prezentăm în fiecare zi studii de caz, chiar bănci care susțin antreprenorii și tot ceea ce are legătură cu mediul antreprenorial, producători, mici firme, companii, tot ce au legătură cu afacerile mici, prezentăm zilnic, așa că te rog, cu încredere. Da, fă deci, reclamă. pot să zic și uh, da. numele, că de fapt două bănci m-au susținut. Uh, Toate băncile care susțin, da. Ok, da. Uh, am, am obținut o linie de credit de la BCR și uh, am, a fost aprobat un leasing de la BT pentru aceste mașini electrice. Am încercat cu voucherele Rabla să luăm uh, acel discount de 10.000 de euro per mașină electrică. Da? dacă nu știu dacă toți antreprenorii știu asta dar dacă vrei să-ți cumperi o mașină electrică uite uh, eu nu știam spre până exemplu. în 2023 da. Da, primești 10.000 de euro uh, ca un fel de subvenție de la stat un tichet, cu tichetul RABLA te duci cu o mașină RABLA da, cu o mașină pe care vrei să o înregistrezi în program, că acum chiar în septembrie se lansează. și până în 2023 um, mai sunt valabile aceste aplicații și poți să îți deduci 10.000 de euro ai o Foarte bun acest suport. Până... Pentru electrificarea parcului auto. Da, da. da, da chiar, chiar este și... Uh, de o, ce ați luat această menționat? decizie? Te rog, uh, menționează tu ce ai de menționat și... Am vrut să spun că tu ca antreprenor trebuie să fii pregătit să susții valoarea acelui ecotichet pe mașină de 10.000 de euro până lângă astea la stat, că sunt câteva luni bune. Da? Și de aceea, pe lângă faptul că BT mi-a aprobat leasing-ul, mă și susține cu partea aceea de, de cash flow ca să pot să susțin ecotichetele respective. Deci am luat această decizie să, da. cu partea de curierat electric da. pentru că este nevoie. Nu deja... era mai simplu. De ce întreb? Ca să ne înțeleagă și ascultătorii. Nu era mai simplu să folosești deja flotele. Care le aveau ceilalți curieri, că până la urmă, voi, prin platforma voastră și prin acțiunile și serviciile pe care le aveți, sprijiniți antreprenorul mic, micul producător, să meargă printr-o flotă la care, de altfel, nu el nu ar fi avut acces inițial la un preț avantajos. Corect? Corect. Prețul Asta înseamnă investiții. Investiții. Investiții pentru voi, care știm da. că investițiile în această perioadă sunt greu de susținut. Așa este, chiar am avut o până acum o lună, am reușit să importantă, E o decizie importantă, da, asta întreb. -asta, -asta, asta e raționamentul. Prețul combustibilului a, a crescut, nu mai este sustenabil să faci curierat 100% pe benzină. Ori încerci, încerci cu partea de hibrid, da? Ori treci, ai o strategie pe, să treci la partea electrică. Pentru că în, în viitor apropiat, cu siguranță, va fi o obligativitate a curierilor să aibă o anumită parte electrică și cu siguranță, așa presimt eu și prevăd că o să fie taxe impuse pentru cei care sunt pe motorină, benzină și așa mai departe. Iar noi, cei pe partea de electrică, o să avem mai multe avantaje, chiar dacă ne e nouă mai greu. De obicei, când fac un lucru, îmi place să-l fac bine de la început și să plec cu temele făcute. Chiar dacă e mai greu, chiar dacă e un efort mult mai mare, pentru că așa a fost și când am implementat curiera acum 2 ani. A fost ca o rețetă pe care eu o învățam singură. Nu, nimeni nu mi-a arătat cum se face un business în intermediere de curierat. Apoi au apărut și alții și alții, și e mult mai ușor să te inspiri sau să copiezi niște business-uri, dar e mult mai greu să poți să inventezi ceva. Bun. Și pe partea de București? Cum v-ați gândit să abordați? Pentru că aici, din câte știu eu, e cea mai aglomerată piață și cea mai concurențială piață. Dacă nu mă înșel, nu sunt expert în piața de curierat, dar am luat foarte multe interviuri la în zona aceasta. Așa este. Doar că acele firme care fac curierat pe București uh, au început să cadă, din păcate, pentru că acum, îți spun sincer, este haos în piața de curierat. A crescut prețul combustibilului și. Uh, șoferii subcontractorii cer prețuri foarte mari de la curierii mari Curierii mari nu sunt dispuși să, dea, uh, să ofere tarifele prețul respective respectiv. Închid, exact, Prețul respectiv Închid contractele Astfel rămân foarte multe colete neridicate, nelivrate uh, Cu întârzieri foarte mari Noi acum avem o echipă de 27 de oameni care gestionăm un portofoliu de 2000 de clienți Și încercăm să rezolvăm toate aceste uh, sincope, da? toate aceste probleme de, de livrări am, am, venit noi cu un plus de, cu acest serviciu de bani instant care nu-l are nimeni în România și anume să dăm banii în câteva ore de la livrarea coletului. Pentru că a, înainte dacă se livra în 24 de ore coletul, tu aveai banii mult mai repede. Acum dacă ți se livrează în 48-72 de ore, măcar să te ajutăm noi să venim mult mai repede cu banii, cu banii de pe rambursul care ți se cuvineție. Deci, practic, în momentul în care clientul comandă, da, și plătește, alege plata ramburs. Da. Comerciantul, mica afacere, primește banii înainte ca clientul eu respectiv să, să achite. Da, ca, ca să plătească la curier va, contravaloarea comenzii, corect? Am înțeles? ok? Uh, nu. D în, în ziua de astăzi, dacă tu trimiți un colet, da, tu primești bani în două, 3, 4 zile de la curier. În, în corect. Cont. da. Bun, rambursul. În momentul în care nu l-am văzut livrați, e, tu ca Eu ca și comerciant. Afacere. Da. Tu ca da. și afacere, da. Da, de asta, ok, ai un colet să trimiți tu ca și bă, antreprenor, Corect. ca și afacerist, da? Da. Uh, tu te aștepți banii sau să faci niște planuri că o să urmeze în două, trei zile să primești uh, o sumă de bani cu care să ți achiziționezi materia primă. De la noi primești în câteva ore de la livrare, adică dacă noi am văzut coletul livrat la ora asta 3, putem 3 la ora 6. Atenție. Da, da. La ora 6 noi transferăm banii în cont. Și aici există vreun cost pentru afacere, un cost de finanțare pentru aceste zile? Pentru că, este eu, un cost, practic, voi finanțați, dați niște bani în avans. Așa este, da. Noi avem, noi, tot așa, suntem susținuți de BCR cu acea linie de credit să putem să susținem acești bani în avans, dați și uh, niciodată recuperați, pentru că, tot timpul, deși noi dăm banii în avans, ce intră de la partenerii noștri de la curieri, uh, din nou sunt re. Redistribuiți în sistem. Redistribuiți, da. Bineînțeles că există pentru antreprenori, nu îl costă foarte mult, îl costă undeva la 2 lei plus TVA per AVB. Transacție. Da, pe tranzacții, cum ar veni, dar pentru noi sumele se adună. Dar încercăm să le susținem cash flow-ul și perioada de start și debutul multor, multor, antreprenori care au nevoie de, de efectiv de cash flow ca să reziste, să-și achiziționeze materia primă, să o ruleze de două, trei ori până când în mod normal, intrau uh, sumele de la curieri. Cum e partea juridică la voi, uh, birocratică? Cât de repede mă pot integra uh, cu voi? Care sunt pașii? Uh, semnez, în cât timp se semnează contractul? De cât timp puteți să-mi ridicați coletele? Ce interesează repede pe antreprenori? Ce da, trebuie da. să-mi asum? Cum să-mi asum? Se semnează un contract, dar într-o jumătate de oră maxim poți să ai contul gata, poți să trimiți colete în aceea zi. Adică dacă tu acum vrei să închei un contract cu mine, într-o jumătate de oră ți-am și făcut contractul, am și trimis curierul la ridicare, fără nicio problemă. Mai ales că sunt mulți clienți care spun că au avut o problemă în ziua anterioară cu colaboratorul actual și vrea imediat să schimbe, să găsească o soluție, care are colete neridicate. Noi îi ajutăm, le susținem activitatea și ne grăbim să-i oferim suportul necesar de la început. Deci există în piață astfel de situații în da. continuare de neridicare de colet. Interesant. Da, da, chiar există. Și uneori de asta eu vreau să fac puși pe flota noastră proprie pentru că atunci cu adevărat pot să schimb ceva și pot să gestionez eu ridicarea coletelor nu să dau telefoane și să fie un lans nesfârșit de sesizări, de adrese către curierul cu care noi colaborăm și pe care revinem. Am înțeles. Bun, pe partea de integrări, de comenzi, de unde își plasează clientul uh, comanda pentru expediție. Uh, are și poate are și magazin online. Există o variantă în care să vă se integreze, sau o variantă în da. care să Există varianta unul. de uh, integrare API, să intre comenzile direct la noi în platformă. Există varianta de import Excel, asta cred că o are orice curier. Și avem orice, avem chiar și suportul de a. avem clienți care efectiv nu știu să folosească platforma sau sunt comercianți de la rural care nu au efectiv experiență cu utilizarea tehnologiei. Îi ajutăm de asemenea la început să le introducem noi comenzile și în timp le oferim suportul necesar să învățăm pas cu pas cum se folosește aplicația, cum se introduce o comandă, cum se verifică statusul comenzii. Adică. Suntem foarte răbdători și foarte aproape de client. Și nu numai noi spunem asta, spun și clienții. Și se vede și în cifra de afaceri acest suport. Cum uh, sunteți aici? Cum. Uh, în creștere bine, e clar că e în creștere că aveți uh, experiență în, în domeniu, dar și aveți uh, un start destul de rapid și recent. Cum previzionați da, anul ăsta? Noi anul trecut am avut un milion de euro cifră de afacere, anul acesta eu prevăd că o să uh, dubleze, mai ales că am uh, debutat cu această livrare pe București și Ilfov de o lună de zile și merge foarte bine. Avem deja șase curieri, uh, lucrurile au crescut fabulos și ne așteptăm să crească, doar că ne-a afectat foarte mult războiul, ne-a afectat foarte mult... Uh, era de combustibil, ne-a afectat foarte multe lucruri și e, e foarte greu să ții pasul. Sunt curieri care efectiv și-au închis, uh, au închis treaba, deci nu mai avem cu, pe cine să revindem. Și am zis ok, hai să găsim noi o soluție și să ne uh, reinventăm. Deci sunt oportunități pe piață acum, chiar și în aceste momente când unii închid, alții deschid. Adică cum se întâmplă de obicei? asta e, e ca atunci când există o criză sau când, cum era, un antreprenor deștept vinde batiste, ceilalți plâng, nu? Adică așa, este. așa trebuie să privim mereu lucrurile și în viață, nu numai în antreprenoriat. E bine să fii pozitiv și să cauți soluții la orice ți se întâmplă. Pentru că omul e, se adaptează, omul e un supraviețuitor. Deci mizați pe o creștere pe București, anul ăsta, mai avem câteva minute și taia vreau să concluzionăm da. puțin. Dar nu excludeți și țara, susțineți noi... în continuare uh, antreprenorii și din țară, locali și producători. și? Da, de oriunde oriunde în România, noi susținem partea asta de uh, o pachet personalizat de servicii de curierat pentru clienții noștri. Pe București Ilfov, le facem noi, iar național uh, revindem uh, prin alți furnizori de alți jucători mari de pe piață din piața de curierat. Vă mai gândiți și la alte opțiuni sau alte servicii care să le fie aproape antreprenorilor? Aveți ceva care nu ați da. mai menționat până acum și poate da. ar fi un moment să l menționați? Planuim livrarea duminica, livrarea seara după ora 6, ca de mulți se sunt ac Da, noi avem foarte multe în plan. O să ne extindem și cu parteneri la nivel internațional. Adică ne dorim ca Orice persoană care are ceva de transportat sau orice antreprenor care are un serviciu bazat pe partea de curierat sau transport să apeleze la noi să le găsim cea mai bună soluție. Bun, sună foarte bine. Ceea ce n-au făcut cei mari până acum, livrarea duminică o face doar, sau o fac doar câțiva jucători de magazine online cu flote proprii. Asta mi se pare chiar o revoluție în piață, ceea ce vreți să faceți voi. O să menținem aproape atunci să monitorizăm, să observăm și să transmitem mai departe, să relatăm către publicul larg, în special pentru afacerile mici, producători care au nevoie de astfel de servicii. Eu mă bucur că ai fost astăzi alături de noi. Cu siguranță vom mai fi și în viitor, mai ales când veți lansa serviciile în noi și dacă mai ai ceva de adăugat, acum ar fi momentul. A fost o plăcere. Le recomand antreprenorilor să se mențină pozitiv, indiferent de schimbările din piață, să încercăm să ne găsim împreună soluții, nu să fim în competiție, ci să colaborăm pentru a ne ajuta reciproc. Pentru că asta, asta e secretul reușitei: să fim o rețea de oameni prosperi împreună. Da, exact. Uite, ăsta e un pas important, o decizie mentală de a nu mai concura. Deși trebuie să ai anumiți diferențiatori, dar în același timp să vezi cum te poți ajuta de ecosistemul antreprenorial. Uite, un prim pas, încă o să, o să mai menționez Banca Transilvania odată, e un prim pas în care cumva invita antreprenorii să se unească, invită companiile mici și mari să vadă să, cum pot să colaboreze mai bine. Și aici chiar e un exemplu de luat și chiar cred că. Bun. Nu este încă la nivel național, dar probabil e un test. Dacă aici va funcționa, cu siguranță va funcționa și în alte părți. Dragilor, așa cum vă spun și eu zilnic, lucrurile nu sunt chiar atât de bune, dar uite că există oportunități tot timpul, apar companii, servicii noi care inovează orice industrie. Să spunem, chiar dacă avem taxe mai mari, uite, avem costuri mai mici la curierat, așa că uite, compensăm lucrurile. Așa că ne revedem curând, ne revedem mâine. Aceasta a fost ediția de astăzi, Dă-ți mai departe să afli și alți antreprenori, iar cei din zona agro, o să vin cu vești noi, sunt ajutoare de stat pentru zona agro, care este foarte importantă, agricultura cumva ar, fi, ar putea fi o zonă importantă, o industrie importantă în România care ar produce foarte multă valoare, nu mai cifre de afaceri, dar și foarte multă valoare pentru oameni. O să înceapă un ajutor, o schemă de ajutor de stat pentru cei Acum cu probleme, dar o să discutăm mâine despre asta. Toate cele bune până mâine și vă doresc o zi prosperă. La revedere! La revedere!